Miuna, spune-ne de ce îți place ție de proful online? Îmi place foarte mult de domn profesor, pentru că când vin aici, cum ai zis Cosmin, nu sunt stresată. Îmi explică dacă nu înțeleg ceva, nu mă rușinez, pentru că ceilalți colegi ar putea să zică că nu înțeleg sau așa. Pot să-l întreb, îmi explică chiar de 100 de ori dacă e nevoie, până înțeleg cum trebuie. Îți place felul în care predă, domn profesor? Ce te atrage cel mai mult? Felul în care predă, pentru că nu memorez o formulă. Dacă cumva aș uita-o, știu să o demonstrez și nu stau sub stres. Nu. Trebuie să înveți formulele, și pe de rost așa. Dacă le uit, știu să le demonstrez, adică mi le amintez imediat. Ți le amintești pentru că te ajută felul de predare a domnului profesor? Sau... Da, da. Ok, se întâmplă asta și la tine la școală, la orele de matematică? Nu prea. Adică nu înțeleg. Pot să zic că înțeleg în jur de 10%. Restul aici. Cam atât. Deci nu pot să... Adică mă străluiesc, sunt atentă. Și atunci, având în vedere că domn profesor face gratuit în fiecare zi, pot să vin, pot să înțeleg și facem tema pentru a doua zi, exerciții suplimentare, înțeleg tot. Mă ajută foarte mult. Ai urmărit și filmulețele pe care le-a postat domnul profesor online și le postează online sau ai venit direct la meditații? V-am spus cum a întâmplat, v-a spus și soarea mea, l-am întâlnit la biserică. Da, dar înainte de asta, tu urmăreai filmulețele? Nu știam că, adică nu știam că există. Mama mi-a spus că e domnul acela, e domn profesor care predă matematică și s-a uitat la el și atunci am mers în spatele și l-am rugat. De cât timp vii tu aici la meditație? Cred că de 2 ani. Un an și ceva. Ok, le-ai mai spus și celorlalți colegi, prieteni, da. Ai povestit? Da, da. Le-am zis 6 copii deja vin aici cu mine, iar restul ori se cred prea deștepți, că n-au nevoie, sunt și case de genul, ori nu vor să facă asta din cauza domnului profesor, cred că de la școală. Ok, dar sunt colegi de tine care urmăresc online lecțiile de matematică? Da, da, și mă sună și mă întreabă dacă azi facem sau la ce oră sau dacă dăm domn profesor în direct sau când se pune lecția. Sunt interesați.